6. Neața, neața. De la masă. Am terminat și noi acum de mâncat, n-am mai filmat. Și am zis să fac deschiderea acestui vlog, pentru că deja am avut câteva cadre. Să vă spun așa ce vreau să mai facem și ce o să mai vedeți în video clipul acesta. Ne-am hotărât să mergem la... Avem câteva așa puncte turistice pe care vrem să le bifăm. Pentru că noi am venit prin Brașov, dar Daniel, de exemplu, nu a văzut Castelul Peleș, Castelul Bran. Sincer, nici eu n-am văzut Castelul Bran, doar Castelul Peleș. Și vrem ca să le bifăm pentru că de câte ori venim în România, nu prea ne plimbăm, nu prea vizităm. Și ar fi bine ca să ne cunoaștem mai întâi țara noastră și apoi să cunoaștem și împrejurimile sau na, alte țări. Eu așa de principiu. Așa că astăzi ne-am hotărât să mergem la Castelul Bran. O să mergem și la Valea cu Povești, mi-au recomandat-o cumnata mea. Și vedem ce mai este prin zonă, ce am putea să mai vizităm. Dacă vlogul ăsta intră înainte să plecăm noi din Brașov, chiar vă rog să ne recomandați locuri, dacă știți, în Brașov frumoase. Am fost la Biserica Neagră, adică, na, e acolo în piață și n-ai cum să n-o vezi. Piața Sfatului, ce am mai văzut noi? Am fost pe Tâmpa, dar o să mai mergem și tura asta, o vreau să filmez. Nu știu unde am mai fost. La Castelul Peleș, am fost când era mai micuță și vrem să mergem iar ca să revedem, să facem poze, video și așa. Și cam astea, nu am vizitat foarte multe. Am fost la Pârtii când eram tot așa mai mici. Cam astea sunt locurile așa pe care le știu. Am fost la Castelul Groazei. Mă rog, Castelul Groazei. Acolo o chestie de groază. Nu mai țin minte unde era. Tot pe lângă Peleș, cred că. Și da, nu știu dacă mai vizitat ceva. Dar dacă mai aveți ceva recomandări, le aștept să mi le scrieți în comentarii, pentru că vreau ca să vizităm mai multe puncte turistice așa. Am căutat eu pe Google, dar n-am găsit foarte multe. Sau ce am găsit, probabil deja am vizitat, sau... am fost și la Cruce, pe Bucegi am mai fost, nu mai știu pe unde, la Vârful la Om. Na, pe munți așa nu prea-mi place, sincer, dar o să mergem probabil din nou pe Tâmpa ca să vedem Brașov așa frumos. În rest, n-avem echipaj de munte și chestii din astea, echipaj, echipament. Și de asta nu prea aș fi... să mă duc pe munți. Dar vedem. Cam planul pentru azi ar fi să mergem la Valea cu Povești și la Castelul Bran. Acum la Castelul Bran deschide la 12, la noi e ceasul 11 și mai trebuie să mai stăm puțin pentru că e la jumătate de oră de unde stăm noi. O să vă fac câteva cadre și cu priveliște de aici pentru că e foarte frumoasă. Și curând o să aflați și ceva vești legate de zona aceasta, dar curând, când o să se înceapă, când o să avem ceva concret, să vă arătăm și să vă spunem. Până atunci, eu vă las și ne auzim puțin mai încolo. Termin și eu dumicatul, că am un dumicat și ne auzim când ne pornim la drum. Pam, pam! Da! Pam, pam. Da, avem băieții aici la ceiuț. Da. Nu să zici băieții la o bere. Zici băieții la ceiuț. Te tai. E bun? Deci eu... da. N-am mai băut în viața mea așa ceva. Lungul tăguriță din ceaiuț, a zis că bea țuică. Eu beam mai mult zahăr decât ceaiuț. Și aici priveliște, a? Păi da, mă, pentru că e zahăr brun de aia. Și eu vorba aia, eu când am pus 4 lei, zic, hai că pun 5 și apoi am pus. Dar eu care am turnat la oicum. Frumos, îmi place. Cum vi se pare zona de aici? Mie îmi place foarte mult. Și acolo se vede și Brașovul, nu știu dacă reușesc eu să dau zoom destul. La un zahăr cu băieții. Dar da.
O secundă dau ție. 3, 2, 1 și... Cam aia e. Am avut niciodată. Și tu ai zis că vrei să ai? Vrei să ai deja am pus să ai. Episodul s-a drenat, crezi tu. Bă, dar și tu ai... David, mai ții minte cum făceam noi doi? Hai, 3, 2, 1... Stai, cum mulțumim. Stai. Bilete. Mai este aici un castel în stânga ceva. Go Vran. Arată bine. Nu vrea, mersi. Ce experiență proastă. Dar nu, nu la parte, nu prea mult. Era la prea mare, la focul mare. Da, nu, trebuie să am scris că aparturi e ok. Uite aici e castelul Groadei, nu? Da! Da, aici mergem după aia. Acolo e Brana. Sus. Vedem pe unde mergem, în stânga, aici. Eu uite, porumb. Azi de mult zic că aici și bă. Aici, cred că. The price is adults, 60. Da, pentru elevi. Avem două bilete. 60 adulți? Dacă vreți medici la pantone și la medieval turistism, care mai scumpi ăsta, nu cred. Așa, așa, mai plătit, cred. Două, nu? Două, nu? Mai trei. Trei, așa, arată intrarea. Aici avem ceva de cumpărat, chestii. Shop. Și nutrit aici. Dracule. Cat. Și uite, deja aici e Castelul Bran. Aici e drumul. Vremea e destul de... Ok. E friguț, eu nu mi-am luat geacă. Dar mie îmi place la frig. Am un lec la... Cal. Aici e un lac cu nuferi, cred. Răguțel.
Cum asta e? Am ajuns. Vedem la intrare. Ceva scris pe acolo. Și acum să la coadă. Acum intrăm și noi. Asta e intrarea. Ce? Dar nu că ele n-au intrat, n-ai auzit ce-o zis? Că era coadă. La treci, baby. Mulțumesc. Hai. Am intrat și am intrat și pe gratis. Și acum...
Vai, mamă, e lung. Cine are probleme cu din astea? Înseamnă că oamenii erau mai strânți, orice. Nu? Erau mai strânți, mai mici oamenii. E, da, nu? Era mai mare, dar mai mici. Sunt așa o leagă. Ce era, pe era la bursul la poare. De urgență. Au și lumină, dar nu vor să o aprindă. Atenție la cap. A, ce tare. Aici era gen living room. Salonul de muzică, asta e. Da. Uite, pian. Ce drăguț.
cam asta a fost. Mai erau două chestii de vizitat, dar mai costau încă 35 de lei, pe lângă ea 60, și noi nu ne-am luat momentan. Mai este tunelul timpului și mai era ceva, dar nu mai țin minte. Oricum, a fost drăguț. Mie mai mult îmi plac afară. Nu neapărat să le văd în interior, deși și în interior sunt faine, dar pentru mine pozele sunt importante cu exteriorul. Da, sper că v-a plăcut. Dacă veniți la Bran să vizitați și voi, așa, vedeți așa un scurt brief la mine la vlog, cam ce puteți să vedeți. Sper să vă placă și cred că de aici nu o să mai filmez, că nu mai are ce. Nu mai am ce să, mai vă arăt, ce să vă mai arăt. Acum intrăm la Castelul Groazei. Nu știu dacă o să intre în același vlog, dar vreau să intrăm pentru că am mai fost o dată și mi-a plăcut și intrăm acum și cu băieții. Așa că hai să vedem. Nu mai țin minte prețuri, chestii, dar vedem. Ce fain. Covoare. Asta e intrarea. Și sper că pot să filmez, dar nu cred că o să pot să filmez cu blitz. Așa că se vadă ceva. Zici că n-ai voie să... N-ai voie să... Zici că n-ai voie să filmezi sau să faci poze. It's missing. Voi știți că noi avem aceeași cantitate de suc? No. Reveng, suntem. Am văzut pe YouTube. Treci 9 mei. Și asta e pista. Ce tare! Hai să vedem. Faci unii, pune un punge. Thank you.
Focus. My man. Focus. Bine. Doar prima tură ta. Băi, las-mă cu tine. Când crezi că ne-ai găsit Home Alone. Mergem la Altex, ne uităm de aparat. Cred că o să le iau mai devreme decât vreau, așa că... Hai!